Salutare, prieteni, din când în când, utilul se îmbină cu luxul și uite așa ajungem la Leatherman Charge Titanium sau Charge TTI pe numele scurt. Este un briceag multifuncțional foarte scump cu un preț foarte piperat de la Leatherman, 890 de lei pe pagina oficială. Prețul se explică în parte prin folosirea de materiale premium în construcția sa, respectiv mânerele sunt făcute din titan, iar lama principală este făcută din oțel S30V, un oțel foarte scump. Ca la celelalte bricege Leatherman, ai acces la lama principală și la alte câteva unelte cu o singură mână. Din exteriorul briceagului avem fierăstrău cu același sistem de siguranțare, simplu și eficient. Avem lama zimțată, după zimți îți dai seama care este lama. Lama zimțată are un cârlig în vârf, cârlig ascuțit. Pe pagina oficială zic ei, ideală pentru tăiat centura de siguranță în acele cazuri extreme, să sperăm că nu ajungem acolo. Mai avem pe exterior și pila diamantată pe o parte, iar pe cealaltă parte pila clasică, lemn metal. Tot pe exterior mai avem în capăt un slot pentru pocket clip, pentru acea grafă de ținut briceagul la centură, la curea, dar și un inel de agățat. Îl introducem complet în interior. Odată desfăcut, briceagul ne arată cleștii cu care ne-au obișnuit cei de la Leatherman. Pentru prețul foarte mare pe care îl cer pe el, puteau să introducă lame de schimb la clește. Suplimentar vedem aici o unealtă pentru ambutisare. Nu am folosit-o, nu mi se pare atât de utilă, dar e binevenită cine știe când ai nevoie de ea. Mânerele putem vedea unde se îmbină titanul cu corpul briceagului. Mânerele au gradații milimetri, respectiv în inci, pentru diverse măsurători și înăuntru mânerelor avem alte unelte. O șurubelniță dreaptă, un porbit minuscul cu un bit minuscul care nu vrea să iasă acum. Într-un capăt avem șurubelniță dreaptă, în celălalt capăt șurubelniță în cruce. Aceasta e de folosit la ochelari. Punem la loc și mai avem o foarfecă cu arc. Să focalizăm pe sistemul de siguranțare. Aici se vede lama zimțată cu acel cârlig. Nu prezintă niciun pericol, nu taie, se simte la mână, dar nu taie, nu e niciun pericol de umblat cu ea așa. În partea opusă, în celălalt mâner, avem porbitul proprietar cu bitul lor în cruce, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte cu cap drept. Mai avem și, tot aici, desfăcătorul de conserve cu lama în V pentru tăiat cabluri, dezizolat și alte cele. Aici parcă se vede mai bine sistemul de siguranțare. Acesta este Leatherman Charge TTI, o unealtă scumpă de la Leatherman. Chiar dacă e scumpă, merită. 25 de ani garanție. Materiale premium. Te poți considera un pui de MacGyver mai special, mai de viță nobilă. Am să fac o comparație cu Leatherman Wave, deoarece ca mărime, ca greutate, sunt foarte similare. Per total, o jucărie faină, dar scumpă.
Numai bine!